Doamnelor și domnilor, bun găsit la jurnalul InfoHD. Sunt Paul Țoța și vă prezint cele mai importante știri ale zilei. Un bărbat de etnie romă din Hunedoara a fost amendat de reprezentanții primăriei pentru că nu a respectat legislația în vigoare în ceea ce privește casa pe care a început să o construiască. Omul spune că a plătit amenda și nu va mai încălca legea. Bărbatul a început să-și construiască o casă pe strada Decebal din municipiul Hunedoara fără a avea autorizație de construcție, lucru care a dus la sistarea lucrărilor și mai mult de atât, proprietarul s-a ales și cu o amendă. Practic s-a construit inițial fără autorizație de construcție, am sistat lucrarea, l-am amendat pe beneficiarul construcției și le-am dat proiectul spre revizuire, am avut o discuție și cu proiectantul și sperăm ca proiectul pe care dânsii îl depun să fie în concordanță cu urbanismul orașului. Din fericire, omul a înțeles că trebuie să intre în legalitate, așa că mâine în Comisia de Urbanism se va discuta proiectul construcției și se va găsi o soluție pentru ca această casă să se încadreze în estetica orașului. Încep să intru în legalitate, mă străduiesc cât se poate de mult, nu vreau să fac asupra legii. Ne încadrăm în lege, dacă e lege, e lege. Ne încadrăm în lege. Am văzut că aveți acolo și niște lei puși, așa este obiceiul la dumneavoastră? Ca ornament, nu e obicei, dar ca ornament. Dacă aveți o mașină frumoasă, mai puneți ceva, un ațibil ceva. Așa e, dacă nu e voie, ia că le dăm jos. Din fericire, acum legea nu le mai permite celor de etnie romă să construiască palate cu turnulețe ori cu însemne chicioase, însă în Hunedoara sunt destule astfel de palate care au fost construite în totalitate în afara legii. Alte case sunt o moștenire, să zicem, dinainte de anii 89, palate construite pe un teren care nici măcar nu este întabulat pe numele acelor persoane. Serviciul de urbanism analizează fiecare caz în parte și bineînțeles că vom lua măsurile pe care le prevede legea. Potrivit reprezentanților Comisiei de Urbanism, deocamdată singura soluție pentru palatele și casele ridicate fără aprobări pe domeniul statului este demolarea. Trei oameni de afaceri au fost reținuți în această dimineață la Deva, iar pentru alți doi anchetatori au dispus cercetarea în stare de libertate. Grupare este acuzată de evaziune fiscală cu produse cerealiere, iar prejudiciul stabilit în acest caz se ridică la 14 milioane de lei. Cinci oameni de afaceri au fost puși sub învinuire într-un dosar de evaziune fiscală în care sunt acuzați că au prejudiciat statul în ultimii trei ani cu peste 14 milioane de lei. Ofițerii Serviciului de Investigare a Fraudelor au efectuat cercetări față de 5 persoane care, în calitate de administratori la mai multe societăți comerciale, în perioada 2009-2012, au înregistrat în evidențele contabile cheltuielile aferente unor tranzacții care nu aveau la bază operațiuni reale, prejudiciând în acest mod statul cu o sumă aproximativă de 14 milioane de lei noi. Trei dintre afaceriști au fost reținuți în această dimineață la Deva și aduși la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Hunedoara. Ulterior, ei au fost eliberați de procurorii care au considerat că aceștia nu prezintă un pericol social. Cei cinci afaceriști sunt din județele Arad și Dolj. Elevii mai multor școli din municipiul Hunedoara au profitat de săptămâna în școală altfel pentru a vizita sediul administrației locale. Copiii au fost întâmpinați de primarul Viorel Arion, care i-a lăsat pe micuți să descopere toate unghierele primăriei. Mai mulți elevi de la unitățile de învățământ din municipiul de pe Cerna au fost astăzi în vizită la primărie. Aici copiii au văzut mai multe încăperi ale instituției, printre care sala de ședințe și biroul primarului. La final, aproape toți copiii au declarat că vor să devină și ei edili ai municipiului Hunedoara, chiar dacă această muncă este foarte grea. Aici, în biroul domnului primar, îți place? Da. Cum ți se pare această muncă? Mi se pare așa grea. Dar și frumoasă. Da, că să repar drumul, să iei multe decizii. Decizii importante pentru oraș. Da. Ce ai vrea tu să facă primăria în orașul tău? Păi, aș vrea să închide cam unor câinii vagabonți, să-i vaccineze și să fie câinii mai, cum se numește, să se vaccineze, să le puneți gardă, antipurici și să-i dea așa și toți
și toți oamenii să fie mai generoși. Copiii au fost impresionați atât de sediul administrației locale, dar și de modul în care au fost tratați de primarul Viorel Arion. Am venit să vizităm primăria, unde am vorbit despre reciclare, despre mediu și întrebări. Cum ți se pare munca în primărie? Este foarte grea, dar este foarte frumoasă. De domnul primar, cum ți s-a părut? Este, nu știu, este un om care depune foarte mult efort aici și încearcă să facă totul bine pentru orașul nostru. Au fost peste 100 de vizitatori, este săptămâna altfel și așa cum am declarat acum câteva săptămâni, în această săptămână toate instituțiile care aparțin primăriei sunt deschise pentru vizitatori. Foarte mulți copii își doresc să devină primari. Cu ce întrebări v-au abordat? Da, este un lucru îmbucurător că le place această meserie și sper că au învățat ceva din această vizită. Au fost foarte multe întrebări, într-adevăr, marea lor majoritate se refereau la activitatea primarului. Săptămâna Școala Altfel se încheie vineri, 11 aprilie, dar până atunci elevii școlilor hunedorene vor avea posibilitatea să viziteze gratuit atât grădina zoologică cât și Castelul Corvinilor. Elevii școlii din comuna Șoimuș au plantat astăzi mai mulți arbori. Acțiunea denumită Plantează un arbore, plantează-ți viitorul face parte din programul Săptămâna Școală Altfel și a fost organizată în colaborare cu primăria localității și cu Ocolul Silvic Simeria. Încă de la primele ore ale dimineții, copiii care învață la școala din localitatea Șoimuș s-au apucat de plantat arbori. Micuții au fost atent supravegheați de cadrele didactice și de reprezentanții Ocolului Silvic. Aceștia din urmă le-au explicat cum trebuie să procedeze. Uitați, asta e rădăcina. După cum știți, rădăcina, tulpina și partea cealaltă a arborului din sus, unde se face coroana și crește. Din asta, în viitor, noi o să avem material lemnos. Dacă îl grijim, dacă nu, nu o să avem. Să-l plantăm, noi trebuie să facem o groapă. Ce presupune această groapă? Prima dată se îndepărtează materialul din zona respectivă unde se va face groapa. Iarba, restul ce sunt, să putem să săpăm groapa. Cei aproape 20 de arbori le-au fost puși la dispoziție de Ocolul Silvic din Simeria. Astăzi plantează stejarul roșu american. Am adus o specie foarte frumoasă aici, pentru că nu este chiar pretențioasă și terenul nu este, are și piatră multă în el. Și le-am arătat tehnica cum să face vatra 60x60, groapa în funcție de colet și copiii au fost foarte receptivi. Acum la început o să plece un pic mai greu, dar în 2-3 ani, 4 o să se ridice și așa cum le spuneam copiilor, generațiile următoare o să bucure de ei, de umbra lor. În cadrul săptămânii Școala Altfel desfășurăm programul național Să protejăm natura pentru viață, program prin care îi îndrumăm pe elevi să protejeze și să respecte natura în permanență. Ne dorim să înfrumuseteze spațiile verzi din curtea școlii și din împrejurimi. De asemenea, este important ca ei să cunoască rolul și impactul naturii în viața lor. Primăria comunei sprijină astfel de acțiuni care învață pe cei mici cât de importantă este natura pentru sănătatea și viitorul nostru. Școala din Șoimuș s-a pregătit special pentru a planta niște pomi în comună, pentru că știți că acela este om care plantează un pom. Și eu cred că copiii din Șoimuș vor avea un viitor deschis. Eu voi fi alături de ei permanent. Orice fel de acțiune va face școala, voi fi deschis pentru ei și mulțumesc cadrelor că se ocupă în special pentru a proteja natura și a crea noi spații verzi, pentru că vedeți că verdeața înseamnă sănătate. Copiii au fost bucuroși că au avut ocazia să planteze arbori, mai ales că este pentru prima dată când fac acest lucru. Prima dată când plantezi un arbor? Da. Cum ți se pare această acțiune? Frumos. Vei mai planta și de altă dată? Da. Să ai grijă de arborele pe care îl plantezi acum? Da. Cum ți se pare această acțiune? De ce este important să plantăm arbori? Pentru că va fi sănătos, va da aer curat. Da. Cadrele didactice, dar și autoritățile locale promit că astfel de acțiuni, care au rolul de a educa copiii să protejeze natura, vor mai avea loc și pe viitor. La Școala Generală din Comuna Șoimuș învață în prezent 140 de elevi.
Ce acțiune de ecologizare va avea loc sâmbătă și ce eveniment va avea loc la Hunedoara de Flori, aflați din grupajul de știri pe scurt. Primăria municipiului Hunedoara, organizațiile DAO Hunedoara și Asociația Suporterilor Corviniști vă invită să participați la Ziua Mocăniței, sâmbătă, 12 aprilie 2014. Acțiunea de voluntariat constă în debarasarea terasamentului de vegetație și ecologizarea furnalului de la Govâșdie, care este de altfel cel mai vechi furnal din Europa și cea mai spectaculoasă linie ferată îngustă din Transilvania. Plecarea va fi din curtea exterioară a castelului Corvinilor la ora 10. Primăria municipiului Hunedoara vă invită duminică 13 aprilie 2014 în ziua de flori să luați parte la Crucea de Flori. Evenimentul va avea loc pe platoul din fața Casei de Cultură începând cu ora 12. Acest eveniment a devenit o tradiție. Astfel, în duminica floriilor, hunedorenii se adună pe platoul din fața Casei de Cultură din municipiul Hunedoara și construiesc o cruce mare din flori. Trăiește în condiții de nedescris într-unul dintre cele mai mari orașe din țară. Într-o casă dărăpânată și înconjurată de mormane de gunoaie își duce zilele o bătrână de 72 de ani, fără apă și fără curent electric. Femeia trăiește într-o locuință care se poate dărâma în orice moment. Sprijinul ei constă în mila oamenilor și în masa caldă privită din partea primăriei. Să nu calci pe covată. Ne-am zis că ți-am călcat și m-am udat. Zita, că am zis că să nu mai ții mizierile astea aici. Nu, uite ce da, fac. Uite că nu spel. Într-o casă dărăpânată, înconjurată de mormane de gunoaie, o găsim pe tanti Rusandra. Deși e la câțiva pași de centrul orașului Cluj-Napoca, pare că trăiește într-o altă lume, una a singurătății și a neputinței. Am avut fată, după aia am avut nepoță. Vă vizitează fiica dumneavoastră? Păi, acum nu prea vine, că și trebuie să dea eu rămâi de bani pe mașină, pe tramvai. Uitată de restul lumii, femeia s-a obișnuit să trăiască alături doar de animale. Trei pisici și un câine sunt singurele suflete care îi țin de urât. Ce faci? Prăpăditule, închegeți legi, ha? Își scoate din cap și... Să ducem vecini. Cam greu. Că ai, uite, ce... No, s-o strâns acolo și astea, casa asta e stricată, ce să doresc? Nu prea. M-aș mulțumi eu cu astea, dar și casa asta chiar e stricată și răblăjită. Un vecin care o mai ajută din când în când spune că femeia a trăit timp de 40 de ani fără acte de identitate. Casa se dărâmă pe ea, n-are acte oficial decât un contract de vânzare-cumpărare făcut de mână, făcut acum vreo 70 de ani de socri. Deși suferă de diabet și tensiune, bătrâna abia își permite să-și cumpere medicamente din ajutorul social de doar 134 de lei, iar locuința, mai mult improvizată, nu oferește nici măcar de ploaie. Încă o mai asupată un pic acolo, adică era desfăcută. Băiatul ăsta a pus. Se întâmplă în România. Sediul APIA din Cluj-Napoca a rămas fără curent 2 zile și jumătate din cauza faptului că mai multe persoane au furat cablurile de alimentare cu energie electrică. Reprezentanții instituției s-au descurcat cum au putut cu generatoare, însă chiar și așa instituția a funcționat în sistem de avarii. Noroc cu fermierii că au înțeles situația. Hoții au dat iama pe platforma industrială în apropierea căreia se află sediul APIA. Ei au furat cablurile de curent care alimentau clădirile din jur. S-au furat o parte din cablurile de alimentare cu energie electrică. Asta s-a întâmplat pe platforma industrială, fosta platforma Cugului, la care și clădirea noastră este legată. Conducerea instituției nu a stat pe gânduri și a solicitat un generator. L-a primit, însă aparatul nu a făcut față consumului de energie. Noroc că cei de la Electrica s-au mișcat repede și au remediat problema. Din păcate, generatorul a fost un pic subdimensionat. Am avut nevoie de un generator mai mare pentru a face față întregii clădiri în care ne desfășurăm
activitatea. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a-i identifica pe hoți. Prin demontare și tăiere, persoane necunoscute au încercat să sustragă elemente ale unui circuit de înaltă tensiune. În urma sesizării, sub supravegherea specialiștilor, polițiștii au efectuat verificări la fața locului. În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care a survenit incidentul. Conducerea APIA spune că fermierii care au bătut la ușa instituției au înțeles situația. Comunitatea romă și-a lansat o nouă televiziune. Romanian Gypsy Reality este o platformă online care va cuprinde atât emisiuni cât și jurnale de știri cu și despre romi. Unele producții vor fi chiar în limba romani. Este pentru prima dată în România când o televiziune va avea emisiuni în limba romanii. Aceasta va emite deocamdată doar pe internet. Este foarte important, spun asta că e important, că deoarece mulți etnici romi au reținere în fața apariției pe presii. Nu se destăinuie cu problema cu care se confruntă, dar în momentul când se discută în limba romanii, sunt mult mai deschiși și mult mai colaboratori în acest subiect. Una e să te duci într-o emisiune unde se discută tot felul de probleme, iar problema romilor se discută 3 minute și hai repede să trecem peste, dacă nu e ceva de scandal. Dacă e de scandal, o dezbatem săptămâni la rând. Dacă nu e de scandal, hai, lași și altele. Și alta e să vii într-o emisiune cu și despre ei, să le vorbești pe limba lor și să stai să vii cu autorități, să chem autorități. Studioul este decorat cu tablouri ale unor mari personalități din comunitate și candelabre uriașe. Aici vom discuta problemele legate de familie, probleme legate de locuință, probleme legate de educație, probleme de legături și de interacțiuni. Proiectul media a fost creat din banii comunității, investiția ridicându-se la aproximativ 40.000 de euro. Te avem bahtale romale, te train, hai bud bărșangle! Doamnelor și domnilor, jurnalul a ajuns la final. Nu plecați însă pentru că urmează informațiile despre vreme prezentate de colega mea, Otilia Boni. Sunt Paul Țoța și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! V-am regăsit! Mâine se anunță averse de ploaie. Per ansamblu, județul nostru înregistrează temperaturi maxime de 18 grade Celsius și minime de 5 grade. În Hunedoara, Deva și Brad, temperaturile maxime se situează la 15 și 18 grade Celsius. Cerul va fi parțial noros, iar pe timpul nopții, temperaturile minime coboară până la 6 grade. Termometrele indică în Valea Jiului maxime de 17 grade Celsius și aici vom avea parte de ploaie și burniță ocazională, iar pe timpul nopții minime de doar 5 grade. Aceasta a fost prognoza meteo pentru ziua de mâine. Sunt Otilia Boni și vă doresc toate cele bune. La revedere!